Salutare, dragi prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod de Farming Simulator 2022 Roleplay, după cum v-am obișnuit. Dragilor, înainte de a începe acest episod, nu vreau decât să-i mulțumesc lui Viso, și pentru cei care nu știți cine este Viso, aveți un link în descriere și puteți să intrați acolo, să vă abonați și să dați un like la canalul lui de YouTube, pentru că face lucruri interesante. Ei bine, fraților, astăzi sunt pe aici pe acasă și, sincer să fiu, mai am o grămadă de lucruri de făcut prin Dumești, sunt abia la început, dar înainte de toate vreau să mă mai duc pe la casa mea. Știți destul de bine că nu sunt din Dumești și vreau să mă mai duc pe acasă, pentru că avem niște chestii interesante de făcut, în sensul că astăzi o să mă duc să scăpăm de cal și de vacă. Știți destul de bine că avem un cal și o vacă și o să scap de ele din cauza că nu mai am nevoie, având în vedere faptul că eu o să mă mut așa ușor, o să mă mut spre Dumești. Din cauza că ați văzut și voi oportunitățile, din atâtea episoade clar s-au văzut oportunitățile că nu are cum. Și mă duc să le vând, mă gândeam să le dau cu 80 de milioane pe amândouă, am găsit și cumpărător, este sub prețul pieței cum ar veni, serios de nu le vând mai ieftin, dar sincer să fiu sunt presat de timp, nu prea mai am timp să am grijă de ele, plus că nici nu prea mă ajută. Asta o să le vând cu 80 de milioane fără căruțe, am două căruțe. Dacă o să pun și, cât să pun, 20 de milioane de căruță, dar cred că 20 de milioane e mult, 30 de milioane amândouă, 15 și cu 15, da. O să fie 30 de milioane amândouă căruțele, deci vine 80 cu 30, 110. 110 milioane o să facem noi astăzi, bineînțeles că o să țin... O să țin calculul făcut, v-am spus că nu o să mai apară nimic acolo sus în partea dreaptă, o să țin eu calculul și o să vă spun câți bănuți avem, așa că ne vedem direct de la Dumești, că mai am de ceva de mers, e drumul destul de lung, dar slavă Domnului, BMW-ul merge exact așa cum mi-am dorit întotdeauna și poate o să ne mai cumpărăm și o mașină, cine știe dacă o să avem destul de mult profit, pentru că nu o să închid magazinul de acolo, m-am gândit, ziceam că dau și magazinul, închid, dar nu. Magazinul va rămâne deschis și voi angaja pe cineva sau chiar poate chiar doi oameni voi angaja. Prima dată doar voi angaja pe cineva și după aceea voi mai angaja pe altcineva care să aibă grijă acolo la depozit, le voi cumpăra pe parcurs cam tot ce trebuie ca să îmi aducă venituri pentru Dumești, astfel încât să pot să evoluez aici în Dumești mult mai mult și vor fi venituri lunare, voi primi bani în plic, exact cum primește toată lumea la salariu, dar numai că eu voi fi un fel de patronaș așa și voi fi foarte bucuros. Haideți că ne vedem direct de acolo ca să ne apucăm de treabă, să vedem cui vindem, când vindem și așa mai departe. Băi, fraților, am ajuns în cele din urmă acasă, este cam întuneric, sincer să fiu. S-a întunecat așa miraculos. Și sincer să fiu, astăzi n-aș vrea să mai muncesc nimic, dar am pus deja căruța pe platformă și ce credeți, ce cumpărător avem? E bine, vom merge la Neaionel. Este omul de la moară, Neaionel, pentru cei care nu știu. Și mergem să-i vindem căruța, din cauza că el nu prea are cu ce să distribuie făină prin sat la oameni și așa mai departe. Mai sunt oameni care vor să aducă la moară și numai bine sună morarul și o să vină el. Și o să vină cu căruța, bineînțeles, că nu are altceva cu ce să transporte. Acum nu are niciun mijloc de transport, avea o Dacie pe acolo cândva, dar na, s-a mai stricat și a zis că este costisitor. Și cam asta este treaba, o să-i duc căruța, o să-i vând la 110 milioane, o să-i las tot. Căruță, cu cal și cu vacă. Vaca nu voia inițial să o cumpere, dar până la urmă a cumpărat-o din cauza că
vrea să o vândă, are el afacerile lui. A zis că, bă, mitică, tu și așa dacă nu mai stai pe aici, pe la noi prin sat, o-i găsi eu la cineva la cine să o vând, că mai sunt oameni care vor să cumpere vaci. Și, în primul rând, prima dată a zis că nu vrea să le cumpere pentru că e un fel de protest așa împotriva plecării mele. Nimeni nu vrea să plec eu de aici, dar le-am spus. Dacă voi ați fi fost în locul meu și ați fi avut de ales între familie și între un loc unde abia vă cunoaște cineva, spuneți-mi voi ce ați fi ales. Și automat toți au zis familia. Așa că aleg și eu familia și am văzut că mulți dintre voi m-ați susținut și ați spus că trebuie să mă mut în Dumești și că trebuie să duc mai departe ce am început, pentru că asta este menirea mea. Până la urmă, Nea Mitică s-a bazat în mine și ce a pus baza în mine că voi face chestia asta și uite că asta voi face. Am ajuns cu căruța. O să-i aduc și celălalt căruț pentru vacă, oricum nu o să le folosească, dar na, dacă el zice că le folosește. Dragilor, vreau să vă spun că avem în felul următor cu banii pe care îi vom lua acum. Noi avem 611 milioane bani cash. O să încerc să vă spun în euro, dar în euro nu știu cât vă ajută pe voi sau cât nu vă ajută, dar în euro ar fi mai ușor. Deci, acum cu încă 11.000 de lei, adică cu încă 110 milioane, 11.000, da, 11.000 vine, o să avem 622 de milioane, ceea ce este interesant, foarte interesant. Și o să mai aduc mâine, pentru că astăzi nu mai am ce să-i mai aduc lui Nea Ionel. Și ne vedem mâine să încasăm și banii, să facem toate treburile ca la carte. O să-i dau căruța, acum cred că o să ajung pe la 10 pe acasă. Dar puțin contează, pentru că mai avem treabă multă de făcut. Și o să vedeți că astăzi o să-și angajez pe cineva care să aibă grijă de magazin. Mai am niște contracte care trebuie onorate la magazin, cu făină și așa mai departe, și vom face bănuți pentru Dumești, să știți. O să facem și reaprovizionarea cu făină, cu tot ce trebuie, ca să fie treaba bună. Rămâneți aproape și nu uitați să scrieți codul din episodul de astăzi, și anume, am vândut tot. Scrieți acolo, am vândut tot, acesta este codul. Clar, eu n-am vândut tot, dar așa ca și cod, am vândut tot. Pentru cei care vor o inimioară și care vor să mă abonez la canalul lor, dacă o vor cere, dacă nu o să ceară nimeni, clar nu mă voi abona, pentru că nu vrea nimeni chestia asta. Dacă o să ceară, mă voi abona. Dragilor, revin mâine când o să mă apuc de treabă. Băi, fraților, m-am decis să vând și baloții. Avem niște baloți aici, sunt, nu știu cât, sunt vreo 12, cred ea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, da, știu bine. Și îi voi vinde la suma de 270 de lei de bucată. Și am socotit că ar veni undeva la 3240 de lei. Așa, deci noi acum ca și bănuți, cu tot cu baloți, că o să pun și veniturile de la baloți, pentru că sunt vânduți la sigur, o să trebuiască doar să-i încarc și să-i duc la o fermă din apropiere de aici. Este o fermă mai micuță, o fermă de casă, și a decis să cumpere baloții de la noi, chiar dacă ei nu au nevoie de atât de mulți baloți. Adică lor le ajunge la ferma pe care o au acum, le ajunge vreo 4 baloți, le ajunge. Dar au zis că o să cumpere, pentru că cine știe cum vor fi vremurile, dacă o să fie secetă anul ăsta și cine știe ce o să mai fie, și o să-i cumpere. Deci până acum bănuții noștri sunt 650 de milioane și 440 de lei. Eu zic că sunt niște bănuți foarte frumoși, foarte buni. O să creștem în continuare, pentru că atunci când vrei să aduni, uitați-vă și voi cum este. Când vrei să aduni, frate, ți se pare că de-abia aduni câte ceva, de-abia faci câte ceva, dar uite când te apuci să le vinzi, să vezi cât de valoroase sunt și cât de multe venituri îți aduc. Hai să-i ducem și căruța pentru vacă, îi ducem căruța lui Nea Ionel și astăzi am făcut chiar banii ca lumea, așa, dar îmi pare rău că fac din vânzarea lucrurilor mele. Apropo, vreau să vă mai arăt încă ceva, un lucru interesant astăzi, ce s-a mai deschis la noi. V-am zis că omul acela care are vie și-a făcut vinotecă la noi în sat aici și o să vă arăt imediat vinoteca, o să mergem pe acolo pe la el, dar numai puțin să descarc și o remorca asta și ne vedem în câteva minute. Deci vreau să vă arăt un lucru foarte interesant, omul ăsta și-a deschis vinotecă
și chiar arată destul de bine. Hai că am luat-o pe aici prin părculețul ăsta care a fost făcut tot de mine. Și am tractorul aici lăsat, că am fost cu el la arat și n-am mai terminat de arat, din cauza că na, mai am și eu multe alte treburi de făcut, plus că a fost treaba asta cu Dumeștiu. Și pe neagelul l-am lăsat așa, nu i-am terminat de arat, dar îi voi termina chiar zilele astea, o să mă apuc de arat în continuare. Ia să-mi parchez tractorul mai în deal și o să mă apuc să iar, bineînțeles că nu iau bani, v-am zis că nu iau bani și o să termin de arat. Dar acum vreau să vă arăt vinoteca, să vedeți și voi cum arată vinoteca. Chiar arată destul de frumos și e pregătit omul, pentru că uitați-vă, suntem în august, imediat vine septembrie și imediat o să trebuiască să fie recoltat strugurii, care vedem noi aici, încep să aibă rod, cred că mai mult ca sigur încep să aibă rod. Și ce a făcut omul vinoteca? Ia să deschidem și noi poarta. Sau o deschidem pe asta mică. Hai să intrăm pe asta mică. Și cam așa arată vinoteca. Și-a pus eoliană, și-a pus mama lui, că are bani. Ce să faci dacă când ai bani, ai putere de cumpărare, ai putere de a face multe, multe lucruri. Dar când nu ai bani, nu prea faci nimic, pentru că nu ai cu ce. Cam așa arată vinoteca. Să vedeți noaptea ce frumos arată, e ceva impresionant. Doar că dacă eu nu o să mai stau pe aici, oricum o să vin să-l ajut la vie, că i-am spus că vin să-l ajut. Fraților, e foarte important să păstrăm legătura cu oamenii și dacă nu păstrezi legătura cu oamenii, s-ar putea să pierzi niște bani, pentru că oamenii sunt cei care îți aduc bani. Și oamenii sunt cei care îți dau idei de afaceri și oamenii sunt cei care te ridică, așa că păstrați legătura cu cât mai mulți oameni care știu să vă facă să faceți profit. Nu pierdeți oportunitățile astea. Mă duc acasă cu tractorașul, o să vin cu calul prima dată și după aia o să vin cu vaca. Le ducem la Nea Ionel acolo, banii i-a dat deja. Am calculat banii și pe baloți, o să duc și baloții. Tractorul o să-l încarc acum cu 12 baloți. Și ce să mai, multă treabă, chiar e foarte multă treabă, muncesc cu drag și spor fără niciun ajutor. Abia aștept să mă mut în Dumești, să muncesc și pe acolo. Dar să nu credeți că dacă mă mut în Dumești, aici va rămâne abandonat, voi mai trece și pe aici. Pentru că totuși am lăsat puțin suflet și pe aici și trebuie să mă întorc după sufletul meu, că știți destul de bine, oamenii se adaptează și se atașează ușor de lucruri și nu pot să las. Uitați-vă investiții aici, uitați-vă magazinul, câtă făină am aici, mamă, dar aș putea să... Bă, să sun clientul ăla, am un client care mă tot zăpăcește la cap și mi-a spus când am făină destulă să vină cu tirul să-și cumpere făina. O să vând făină ca lumea acum. Am vreo 30 de palezi de făină pe care îi voi vinde la preț întreg, care vor fi pentru mine și ceilalți vor fi impozitați, bineînțeles, pentru că trebuie să-și ia și Nea Ionel partea, dar o să fac în felul următor. Cred că lui Nea Ionel i-aș lăsa un procent mai mare de data asta din cauza că până la urmă plec, el mi-a cumpărat calul, mi-a cumpărat căruțele și tot ce mai am eu pe aici și totuși ar fi un gest așa de nobilitate, să spunem, din partea mea dacă i-aș lăsa un procent mai mare din vânzarea, adică din procentul meu, cum ar veni, din prețul meu pe care l-am pus la făină. Așa că zilele următoare o să vină și un camion la încărcat cu făină, să vedem cum rezolvăm. Și, dragilor, mai revenim pe parcurs, că totuși vreau să-i duc acolo calul și vaca și să vedem dacă o să fie mulțumit. Băi, fraților, am încărcat și baloții, plecăm cu baloții către fermă, ne vom pune să-i vindem. Banii îi vom lua astăzi, v-am zis, vreo 3000 și ceva de lei. Pentru cei care ați reținut, pentru cei care n-ați reținut, oricum o să vă mai actualizez sumele și o să vă mai spun ce mai avem, cum mai avem. Și chiar mă gândesc, băi, ce să mai vând. Cred că o să dau și tractorul lui Neamitică, o să-l vând. Sau tractorul lui Neamitică să-l iau la mine acasă. Cred că tractorul lui Neamitică o să-l iau la mine acasă, din cauza că are front loader și m-ar ajuta destul de mult. Nu pot să vând tractorul lui Neamitică, că până la urmă nu o să-i vând eu BMW-ul. Da, păi să-i vând tractorul. Am dus aseară, am dus și vacile. Stați așa că s-a... Bă, nu cred mă că s-a împotmolit ăsta aici. Aoleu, frate, stați să mă duc să iau de la băiții ăștia din partea asta un utilaj ceva cu care să-l ajut pe tractorescu. Mă împotmolesc.
dacă la primărie ăștia au făcut tuburile astea, nu le-au acoperit cu pământ, nu le-au acoperit cu nimic, ce să faci? Dragilor, păi ne vedem după aceea, că vreau să trec puțin pe la Lionel să văd în ce stare sunt vaca și calul și vreau să mai vorbesc cu el despre ce făină are pe stoc, ca să știu dacă îl chem pe ăla cu tirul sau nu-l chem, să vină să-i dau partea cum ar veni și să plătească, pentru că are de plătit o grămadă de bani, să vedem dacă o să vină sau nu o să vină. Băieți, am ajuns la Nea Ionel, după cum se vede, uitați-vă, văcuța a pus undeva pe aici. El încă nu are unde să le țină, o să le duc acasă, dar încă nu are unde să le țină, pentru că o să-și construiască mai târziu. Și mai are în partea asta, la altă mare, calul, pe care la fel îl ține. Și o să-și facă el adăpost pentru el acasă și o să fie toată treaba bună. Acum o să mă uit și cât mai are pe stoc, să vedem cât stoc mai are de grâu. Deci avem făină o grămadă și mai este și stoc de grâu. Mamă, deci l-am promovat pe Nea Ionel, de a făcut treabă foarte bună. Deci uitați-vă, omul îi merge moara. Abia dacă se vă oprește puțin cu moara lui, nu se oprește deloc. Toată lumea la el face treabă și muncește omul din greu. Dragilor, eu o să mă opresc cu episodul aici. Mai am o grămadă de treabă, dar vreau să încep alt episod, din cauza că poate vă plictisiți dacă fac episoadele prea lungi, așa că le fac mai mărunțele ca să vedeți și voi progresul. Bineînțeles că tractorul ăsta pe care îl vedeți voi aici îl voi aduce înapoi proprietarului. Știți destul de bine că am făcut am făcut în așa fel încât să iau un tractor de la un pensionar care a fost tractorist la viața lui și mi-a lăsat mie tractorul împrumut. Bine, ziceam că îl cumpăr la un moment dat, dar acum nu o să-l mai cumpăr din cauza că nu car toate lucrurile la Dumești, n-am ce să car. O să-i mai dau și lui un bănuț acolo, sper să-i dau. Ia să-i dau un 500 de lei. Ia să vedem, minus 500 de lei. Deci o să mai rămânem cu 649 de milioane și 40 de lei. Pentru că o să-i dau și omului ăsta 500 de lei, așa, pentru că a fost cu credință și m-a așteptat cu tractorul, cu banii. Acum o să zic că nu-l mai cumpăr, el poate aștepta să-l cumpăr, na, în fine, o să găsească el un alt cumpărător. Dragilor, noi ne vedem data viitoare la un nou episod și până data viitoare eu nu vă urez decât numai baftă!